Salutare tuturor! În acest video am să fac un unboxing la un NVR, mai exact un Network Video Recorder de la Hikvision. Este un model din generația nouă, mai exact din seria DS7600, un NVR ce are incorporată și funcția AcuSense. Pe ambalajul exterior ne prezintă câteva informații despre el. Suportă camere de tip IP, are ieșire HDMI și VGA, mai exact are suport maxim de 4K, pe ieșirea HDMI, are un port de rețea gigabit 10100-1000 Mbps, ne specifică că putem accesa camera și de pe telefonul mobil sau de pe internet. Mai exact este acest model DS7616NXI-K2 16P, practic are 16 porturi de rețea. Puteți să alimentați până la 16 camere direct din acest NVR. Data fabricației 12-2022, iar ca să descărcați aplicația puteți să scanați acest cod QR. Și să vedem ce găsim la interior. Aici avem o cutie cu accesorii. Avem un cablu de alimentare. Avem un mouse. Bineînțeles, puteți să folosiți un alt mouse, mult mai bun, mai de calitate. Nu este obligatoriu să-l folosiți pe asta. Apoi avem două cabluri de date pentru conectarea harddiscurilor. Avem două cabluri SATA 3. Deci, practic, putem să conectăm maxim două harddiscuri la acest NVR. Două harddiscuri cu o capacitate maximă de 10 tera. Aici avem și un cablu pentru alimentarea harddiscurilor. Avem și un cablu de rețea. Un cablu FTP Cat5e. Avem și niște șuruburi. Apoi, să vedem ce mai avem. Avem și un scurt ghid de instalare. Cam așa se prezintă. În partea frontală avem un port USB 2.0, iar în partea din spate cam așa arată. Avem 16 porturi Power over Ethernet. Practic acest NVR alimentează până la 16 camere video. Mai exact oferă o putere maximă de până la 200W. Apoi avem un port de rețea gigabit 10100-1000 Mbps. Avem doi conectori RCA, intrare și ieșire pentru partea audio. Apoi avem un port HDMI ce suportă o rezoluție maximă de până la 4K. Deci practic puteți să conectați la acest NVR și un televizor cu rezoluție 4K. Apoi mai avem și o ieșire VGA pentru PC. Mai avem încă un port USB 2.0. Alimentarea 100-240V. Avem și un buton pornit sau oprit. Iar aici putem lega acest NVR la împământare. Pe eticheta de sub el ne prezintă modelul. Carcasa este din metal. Practic avem plastic doar în partea frontală. Pentru mai multe detalii tehnice sau dacă vreți să știți de unde l-am cumpărat, vedeți linkurile din descrierea acestui video. Pentru acest NVR eu am să folosesc un hard disk de la Seagate. Mai exact acest model dedicat pentru sisteme de supraveghere, Skyhawk. Este un model, funcționează la 5400 de rotații și are un buffer de 256 de mega. Ca să montăm hard disk-ul în NVR, o să avem câte două șuruburi în lateral, 4 șuruburi pe spate. Pentru șuruburi o să avem nevoie de o șurubență de genul acesta, PH1. Așa se prezintă la interior. O să folosim cablul SATA furnizat în pachet.
Avem două porturi SATA, asta înseamnă că putem monta două hard discuri. Pentru alimentarea hard discului o să folosim cablul din pachet. Și cam așa se prezintă montat.
Cam acesta a fost și videoul de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like și să vă abonați la canal. Mulțumesc pentru vizionare!